Rusia continuă să dea vina pe Ucraina pentru uciderea Dariei Dughina și a anunțat că a mai găsit încă un asasin, iar potrivit Kremlinului, pregătirea asasinatului ar fi avut loc în Moscova, chiar sub nasul serviciilor de informații rusești. Mai mult decât atât, creierul din spatele presupusei operațiuni de asasinat ar fi părăsit Rusia fără nicio problemă, deși era cetățean ucrainean. Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse se laudă că a mai găsit încă un asasin în cazul uciderii Dariei Dughina, fiica unui apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. Asta chiar dacă din anunț reiese că pregătirea asasinatului a avut loc chiar sub nasul serviciilor de informații rusești. Uciderea Dughinei de către Vovk, Natalia Vovk, a fost pregătită la Moscova de un alt membru al grupării teroriste și de sabotaj ucrainiene, un cetățean al Ucrainei, Țiganenko Bogdan Petrovici, născut în 1978, care a sosit în Rusia în tranzit prin Estonia la 30 iulie 2022 și a părăsit teritoriul Rusiei cu o zi înainte de explozia în care a fost implicată Dughina, a afirmat Serviciul Federal de Securitate Rus. Serviciile ruse de informații mai descriu și cum și-au pregătit presupuși asasin atacul. Țiganenko i-a oferit lui Vovk plăcuțe de înmatriculare și documente false pe numele Iulia Zaiko, un cetățean real al Republicii Kazakhstan, și împreună cu Vovk a asamblat un dispozitiv exploziv improvizat într-un garaj închiriat din sud-vestul Moscovei. Convins că Dughina a părăsit festivalul, Vovk a urmat-o pe Daria Dughina într-o mașină Mini Cooper și a declanșat dispozitivul exploziv improvizat. Mașina Dariei Dughina a fost aruncată în aer în seara zilei de 20 august în localitatea Bolșievia Zemi, de lângă Moscova. Ea era cunoscută pentru retorica pro-război a Rusiei și pentru justificarea crimelor de război comise de armata rusă în Mariupol. Autointitulată jurnalistă, activist politic și analist geopolitic, Daria Dughina era și fiica lui Alexander Dughin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Imediat după asasinat, Moscova a dat vina pe Ucraina, în ciuda faptului că tocmai serviciile de informații ruse, cunoscute pentru tentativele de asasinat, unele dintre ele eșuate, efectuate la adresa diverselor personalități politice.